Suntem la Adele Scriitorilor, ne urmăriți pe canalul de YouTube al Bibliotecii Centrale. Suntem la Biblioteca Municipală Bogdan Petrecei cu HD-ul și am invitat alături de mine pe scriitoarea Lucreția Brlădeanu. Lucreția Brlădeanu, o scriitoare pe care o cunoaștem cu toții, pe care o apreciem cu toții. Și astăzi, pretextul acestei întâlniri este un roman, Misterul de Est, îl aveți aici, un roman recent. Și prima întrebare care era firească, Lucreția, este de ce Iulia HD-ul, de ce familia HD-ul? Desigur că înțelegi de ce încep cu această întrebare. Suntem într-un spațiu, să zic, marcat de această familie. De ce ai ajuns la Iulia HD-ul? A fost un drum lung, ca să zic așa, până am ajuns la această relație personală, mai personală, într-un fel, cu Iulia HD-ul, cu familia HD-ul, dar înainte de asta, desigur că, așa probabil cum a făcut-o pe parcursul vieții fiecare intelectual, am avut marea surpriză să descoper că poporul român poate da naștere unor dinastii culturale care pot marca viața spirituală a unui popor. Uite că această familie, familia HD-ul, este una simbolică în sensul ăsta și reprezentativă. Regretul, marele regret, este că această floare minunată care trebuia să încununeze această dinastie, dinastia HD-ul, care a fost Iulia HD-ul, din păcate s-a stins, a plecat atât de timpuriu din viață și mi s-a părut întotdeauna că a fost o mare nedreptate această moarte a ei și, mă rog, am încercat, mi-amintesc de tânără studentă încă, eram revoltată împotriva deci acestui sfârșit atât de tragic. Și prin această carte, dacă doriți, am încercat să fac un omagiu acestei fete atât de talentate, atât de înzestrate, înzestrate cu atâta curaj și cu dorință de a încerca să aducă în istoria literaturii române, să aducă lumina occidentală și să meargă într-un fel pe aceste două paliere ale culturii, dar care, din păcate, cum spuneam, n-a reușit. Deci este un omagiu, într-un fel, și un omagiu, pentru că romanul, dacă vom vedea, are mai multe, ca să zic așa, mai multe fațete, dar, în primul rând, așa cum ați remarcat foarte bine, este un omagiu adus familiei HD-ul și este un omagiu adus Iulei, care, într-un fel, e această enigmă care nu încetează să ne mire prin misterul pe care l-a produs în viață și în opera ei. Dar, chiar dacă am început cu Iulia, trebuie să menționez faptul că e în primul rând un roman de dragoste. Un roman de dragoste și spuneați despre lumina Occidentului, în care se întâlnesc, să zic, mai multe aspecte ale misterului, mai multe lumini și aș spune că se întâlnește Estul cu Vestul. Și fiindcă vă ziceam despre roman de dragoste, chiar la un moment dat l-am citit ca pe un roman despre un conflict al civilizațiilor, un conflict al civilizațiilor care se produce în această relație între cei doi, da, Valerie și iubitul ei francez, Valerie fiind o basarabeancă care vine din Est, vine în Franța, întâlnește acest bărbat care o marchează, care undeva o crește, este și o creștere individuală acolo, un bildungsroman, să zic, doar că nu-i vorbim despre un adolescent, ci despre o femeie care se developează, care se redescoperă sau chiar se descoperă altfel. Aceste două lumi,
nu cred că ar fi corect să mă întreb cum le-ați construit, pentru că asta sunteți, chiar eu vă văd de altfel o ființă foarte specială între aceste două lumi. Cum s-a întâmplat totul în roman, în scriitură? Aveți dreptate, din păcate sau din fericire, cei ce scrie un scriitor și ori pictează un pictor așa mai departe, nu poate ca să nu fie marcat de personalitatea lui, dacă o are, bineînțeles. În cazul ăsta, mă bucură dacă, într-un fel, am reușit ca să ghidez sau să pun ceva din mine în personajele acestui roman sau că am preluat ceva de la ele pentru personalitatea mea. Da, bineînțeles, atunci când m-am trezit la Paris, acum vreo 20 ceva de ani în urmă, mi-am pus foarte multe întrebări, întrebări existențiale, întrebări culturale, întrebări care țin de divinitate. Mă rog, viața este foarte complexă și am înțeles, când m-am trezit pe un teritoriu, ca să zic așa, străin, am încercat să găsesc aceste fire pentru ca să reconstitui, să-mi reconstitui o nouă existență și bineînțeles că una din prioritățile mele a fost să fac această legătură sau acest pod între est și vest, să vedem care ar fi lucrurile care ne unesc mai mult decât cele care ne despart. Pentru că întotdeauna se găsesc, este plusul și minusul. Ori eu am fost cu podurile, nu am fost cu prăpăstiile, da? Și în cazul ăsta mi-am propus, adică mergând pe sau construind aceste poduri, poduri în primul rând spirituale, poduri culturale, și bineînțeles că m-au ajutat foarte mult în sensul ăsta că am mers pe urmele multor creatori români la Paris. Asta a fost, de fapt, o lecție foarte importantă pentru mine, pentru că am mers la atelierul lui Brâncuș, că am mers la statuia lui Eminescu de lângă Biserica Ortodoxă Română, făcută de Ion Vlad, care este unul din marii sculptori români și al doilea, probabil, sculptor după Brâncuș din lume. Că am mers în muzee și am găsit lucrările lui Victor Brauner, care este un pictor de origine română, că am mers la podul Mirabeau și am știut că acolo s-au întâmplat niște drame pentru scriitorii de origine română. Am găsit atunci când am ajuns eu la Paris, că am găsit foarte multe personalități proeminente ale exilului, cum ar fi Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Bujor Nedelcovici, Sanda Stolojan, Georgia Stalo și alții care m-au ajutat într-un fel să reconstruiesc, ca să zic, aceste poduri și să-mi dau seama în definitiv că suntem, dacă doriți, două aripi ale aceleiași păsări, estul și vestul, și că am putea foarte bine colabora pentru a forma o Europa mai puternică, o Europa mai complexă, o Europa care ar putea să înfrunte, dacă vreți, foarte multe alte molime care vin din diferite părți ale lumii, și mă refer aici, în primul rând, la pericolul islamizării Europei sau la alte pericole economice sau, vedeți, ce trăim astăzi, deci această pandemie. Europa, după mine, trebuie să se reinventeze, trebuie să se reconstruiască, trebuie să-și recheme în casa ei națiunile care cu adevărat împărtășesc sau formează un tot comun cu ea. Deci, iar aceste valori sunt, bineînțeles, în primul rând, cele spirituale, valorile, mă rog,
sacrale, dacă doriți, foarte importante pentru destinul unui popor și nu numai cum în cazul ăsta, deci unui continent care îl vrem puternic, care îl vrem să conteze, că contează în această lume modernă. Asta a fost, adică dorința de a restabili, pentru că știți ce mă impresiona și ce mă nedumirea, dacă doriți? Când mergeam la începutul venirii mele la Paris și când mergeam prin centrele astea a migrației, unde trebuia să mi se prelungească, fie că cartea mea de sejur, fie că a copiilor mei, mă mira foarte mult că vedeam foarte mulți imigranți veniți din țările arabe, din Africa, și toți primeau permisul ăsta de ședere pe teritoriul Franței. Și dacă erau acolo 2-3 europeni, fie că erau polonezi, fie că erau români, fie că erau unguri, fie că erau, știu eu, tocmai lor li se interzicea această ședere pe teritoriul francez. Nu înțelegeam, eram foarte nedumerită, eram chiar indignată de ce se întâmplă aceste lucruri. După aia am înțeles, deci Franța avea anumite datorii și are anumite datorii istorice față de popoarele care fostele colonii ale sale, dar mi se părea regretabil faptul că atunci când o țară dorește să se reinventeze, când dorește să-și refacă imaginea, mai ales la începutul secolului 21, trebuie să se țină cont și dacă nu niște datorii, eu știu cel puțin câteva datorii morale, Franța, ca și alte țări din vest, le are pentru Est. Atunci când s-au semnat marele, pact, da, după cel de-al doilea război mondial și nu doar, deci cedându-se sau renunțându-se atât de categoric la Estul European în favoarea Rusiei, nu mi s-a părut întotdeauna soluția cea mai reușită, mai ales atunci sau mai ales față de țările care au avut vocație europeană, care au avut o relație foarte strânsă cu Franța, mă refer și la România și chiar la Basarabia, și mi se părea că această relație prietenească, această relație foarte strânsă, culturală, ea trebuia să-și aibă loc și în contextul politicii franceze. Eu înțeleg la ce vă referiți. Cred că erau niște soluții de avarie, dar eu vreau să vă întorc la un moment. Ați vorbit despre un corpus cultural parizian-francez, ați numit nume mari, locuri aproape de pelerinaj cultural, da, și orice român, orice basarabean care ajunge la Paris trebuie să meargă să vadă atelierul lui Brâncuș. Am făcut-o și eu când am ajuns acolo. Dar eu vreau să vă întreb pentru utilizatorii noștri de acasă, pentru că utilizatorii bibliotecii centrale, utilizatorii bibliotecii municipale ne urmăresc și eu cred că sunt foarte intrigați de ceea ce vorbim noi aici. E un moment acolo cu niște capre la Paris. Spune celor de acasă cum v-a venit și de ce acest moment apare în roman. Caprele de la Paris. Am fost foarte intrigată și mi s-a părut foarte exotic acest peisaj când l-am citit la Hemingway în Parisul este o sărbătoare, în cartea Parisul este o sărbătoare, când am descoperit pasajul când, nu departe de biblioteca Saint-Geneviève, acolo unde are loc, și de Jardin de Luxemburg, acolo unde are loc acțiunea romanului Misterul de Est, deci și unde locuia atunci când a stat la Paris câtva timp, se pare că la începutul secolului trecut, prin anii 20 ceva, 30, Hemingway. Deci atunci încă
Venea un cioban cu capre, mergea pe străzile Parisului, se oprea la anumite porți și ieșea gospodina sau guvernanta casei cu un vas și ciobanul mulgea pe loc capra care era la rând, oferindu-i, deci gospodinei, lapte proaspăt, lapte de capră. Și impresionant această imagine pe care o lasă Hemingway, zice, caprele, celelalte capre, se uitau foarte curioase să descopere peizajul în care nimeriseră, ca niște turiste, adică fiind ca niște turiste foarte curioase. Deci mi-a plăcut foarte mult acest detaliu, după care vreau să vă zic că l-am găsit, caprele la Paris, le-am găsit și în această carte pe care am să o donez Bibliotecii Bogdan Petrucei cu hashtag-ul. Cartea care este un album, de fapt, bine comentat, despre a pictorului de Eugène Millart cu fotografia pe frontispiciu a Iuliei Hașdău, cunoscuta fotografie pe care o aveam, în fotografie, scuzați, portretul Iuliei Hașdău, portret pe care îl cunoaștem foarte bine și care a rămas în eternitate. Am găsit această carte întâmplător prin 2014, cred, prin internet. Este făcută de către Catherine Tubneblin și pe care am contactat-o, pentru că nu găseam carte, am contactat-o, am luat legătura cu ea prin telefon, după care mi-a parvenit cartea. Și în această carte, deci am găsit din nou caprele, pentru că astea caprele, și momentul aproape, adică l-am relevat în carte, dar autoarea ne aduce un detaliu foarte interesant din viața pictorului care a pictat-o pe Iulia Hășdău, relația lor fiind foarte apropiată, întregii familii Hășdău cu pictorul de Eugène Millart, când, vă dați seama, la sfârșitul secolului XIX, 1883-84, soția pictorului se încumeta să țină în inima Parisului, chiar la doi pași de Saint-Germain-des-Prés, să țină capre în alături de atelierul, vestitul atelier care a fost construit de către Delacroix. Deci să țină într-un țarc, să țină câteva capre. Iar Iulie îi plăcea, alături de alți elevi pe care îi avea pictorul, îi plăcea să meargă și să viziteze aceste capre. Mi s-a părut absolut exotic acest detaliu și am încercat să-l pun în carte pentru a, mă rog, pentru a-mi prospeta într-un fel acțiunea. Ca să nu mai zic în continuare că personajul cărții face referință în secolul 21 la un loc nu departe, deci când se urcă în autobuzul 76 și merge de la Châtelet până la Bagnolet, deci până la o suburbie imediată a Parisului, și găsește și acolo niște capre într-un țarc care sunt crescute intenționat pentru a bucura ochiul oamenilor, pentru a aduce acest aer absolut exotic, deci printre clădirile cenușii sau mai puțin cenușii care sunt în regiunea pariziană dată. Să știți că eu am citit aceste capre, care sunt și ele niște personaje ale romanului, ca pe un element de antimioritism. Și mie mi-a venit foarte bine acest moment și fiindcă ceea ce am discutat până acum le spune celor de acasă despre faptul că, de fapt, multe lucruri care sunt în acest roman par că au venit întâmplător spre dumneavoastră, deși eu nu cred. Eu cred că orice întâmplare este o legitate ascunsă. Cred că trebuie să dăm din casă și să spunem când ni s-a întâmplat, cred că acum vreo 4 ani,
să vă întâlnesc la Sovata. Eram cu familia și v-am descoperit la Sovata, acolo în inima munților, și mi-ați făcut o mărturisire la un moment dat. Mi-ați spus că veți merge la Câmpina, pentru că sunteți foarte interesată de subiectul Iuliei Hașdeu. Am devenit atentă, dar m-a luat viața cumva la vale și anul trecut am mai avut o discuție, ați revenit de la Paris și mi-ați dat un semnal că urmează să apară romanul. Apropo, acest portret al Iuliei, care îl regăsim și pe coperta cărții, nu e pe coperta cărții, dar e un alt tablou, dar greșeala mea subliniază anume prezența unui tablou. Și acest tablou al lui Lapuhina e un personaj. Eu l-am citit și pe el ca pe un personaj și felul în care construiți dumneavoastră face din tablou un personaj. Și aici m-am gândit la faptul că există ceva de șozism, că veniți din spațiul francez și eu, desigur că citesc prin prisma acelui spațiu, luați un obiect, da, care e tablou, e un produs de artă și totuși e un obiect, da, și ne duceți pe noi cititorii spre un mister, da, spre o enigmă, e un mister de est, doar că misterele, aș spune că au diferite paliere în acest roman și tabloul este unul din mistere, pentru că și Iulia este un mister, pentru că și Valerie este un mister și multe, multe alte lucruri. Iată cum ați ajuns la acest concept, pentru că e un concept foarte reușit să pornești de la un obiect, nu e o bagatelă, e un obiect important, un obiect de artă și să treceți spre metafizic, transcendental. Acest drum al conceptului mi-a plăcut foarte mult. Câteodată e greu ca să te explici sau să încerci să te detașezi și să te vezi dintr-o parte, dar vreau să zic că am avut această șansă, consider că fericită, de a privi lumea ca pe un miracol de mică încă. Eu am avut parte de niște părinți care au plecat, din păcate, foarte devreme din viața mea, dar care mi-au cultivat, în special tata, mi-a cultivat dragostea pentru artă, dar alături de asta și misterul. Adică arta, ziceam cu altă ocazie, ea poate să țese în jurul noi nostru misterul. Ori misterul este ceva absolut important pentru viața unui om. Mi-aduc aminte un caz. Deci eram mică și mi s-a întâmplat o nenorocire, am vărsat peste un picior o zamă de rață care, mă rog, a fost catastrofală, deci piciorul meu era sărac cu toată o beșici și o rană și așa mai departe. Și mă țineam, deci au durat săptămâni întregi de recuperarea asta. Și într-o bună zi, tata meu era un mare admirator a naturii. Și într-o bună zi, tata îmi spune: mergem la Nistru, mergem în pădurea de la Nistru. Estapadele astea erau absolut minunate pentru mine. Deci o zi de vară pe malul Nistrului echivala cât un an. Și era absolut minunat. Și eu, când mi-am dat seama că eu de fapt nu mă puteam mișca și când tata a zis mergem la Nistru, credeam că o să meargă doar ei în doi. Eu nu mai aveam frați, nu aveam surori și credeam și eu, am început să scâncesc, dar eu cum am să merg, nu pot. Tata a zis, am să te iau, am să te duc, ai să mergi și tu. M-a pus după gât, m-a luat, mai să fii cu minte, să nu știu ce, dar m-a luat, am mers, erau vreo 2-3 km până acolo, dar un drum absolut încântător, prin pădure, prin râpi, prin niște petre care, mă rog, respirau cu mușchi de milenii. Și, în definitiv, am ajuns la marginea pădurii și era parcă văd un pâlc de iarbă grasă și mare și frumoasă, verde, așa. Și tata mi-a dat drumul din spate, m-a așezat frumos în iarba aceea. Eu, care nu puteam merge, adică care mergeam doar pe coate și cu un picior în sus,
Și el se uita la cer, mama culegea niște pomușoare, ciuperci, nu știu ce, și eu începeam să mă mișc prin iarba aceea, să mă îmbăt de frumusețea asta și de mirosul ăsta, și la un moment dat constat că piciorul ăsta, care era prins cu o coajă groasă și maronie și care nu mă lăsa să fac nicio mișcare, la un moment dat coaja toată s-a desprins de picior și eu am început să merg fără nicio greutate. Am fost atât de surprinsă de chestia asta, mi-amintesc foarte bine, am fost atât de surprinsă de faptul ăsta, că mama, care era medic și care mă lecuia săptămâni întregi și care sufla asupra piciorului ăsta și cu toate medicamentele posibile, și aici cred că într-o oră sau mai puțin, deci piciorul s-a luminat, adică mă rog, s-a... Și țin minte, eram... Nu mi-ajunge aer să constat minunea asta și țin minte replica lui tata. Vezi? Natura sau pădurea, sora ta, te lecuit? Mie mi-a rămas pentru totdeauna această expresie ca ceva foarte palpabil și ceva foarte adevărat. Deci am înțeles foarte... Atunci, încă copil fiind, am înțeles că există între noi și spațiul în care locuim, în care ne petrecem viața, o legătură foarte strânsă. Că copacul nu este doar un arbore, copacul poate fi o antenă pentru ca să accedăm la spațiul cosmic, că florile au menirea lor în viața noastră, că cifrele nu sunt deloc întâmplătoare, că visele pe care le avem au și ele un mesaj a ne purta, că oamenii pe care îi întâlnim vin spre noi nu deloc întâmplător, că lumile pe care le descoperim sunt spre a cunoaște și spre a ne spune ceva. Deci aceasta a fost sau aceasta este un lucru foarte important când încercăm să vedem mai departe decât, cum ați spus foarte bine, obiecte și lucruri. Când încercăm să vedem acest abur, ca să nu zic această umbră, care se detașează de un obiect ordinar și care să încercăm să îi dăm o altă menire, dacă vrei, o altă respirație. Ziceați despre tatăl dumneavoastră și, apropo, în roman apare Câmpia Sorocii, un spațiu aproape și el sacru, da? Pentru că acolo se întâmplă istoria câtorva generații. Apropo, suntem în pandemie, veți găsi un fragment foarte savuros pentru mine, a fost așa, despre cum o familie de polonezi vine într-un sat din Basarabia fugind de ciumă. Da? Apropo, în acest sens, romanul este și un muzeu imaginar al memoriei familiei. Da? Apar acolo niște personaje care ne trimit la familie, la memorie, la identitate pe care o extragi din neamul tău, nevoia, să zic, unei legături cu predecesorii tăi, cu familia ta. În acest sens, eu am gustat din roman și vreau să vă întreb cât adevăr e în acele pasaje și câtă ficțiune. Povestea bunicăi Nadejda chiar că este una adevărată. Deci am fost cutremurată atunci când, copil fiind, tatăl meu în general încerca să mă apere de, eram o sentimentală și atunci când îmi citea ceva sau îmi povestea ceva mai dureros plângeam și el, chiar și povestea, spuneam cu altă ocazie și poezia, el zorab a trebuit ca să, tatăl meu avea darul ăsta a improvizației, făcea versifica și a trebuit să o schimbe, să-i schimbe finalul, pentru că eu îl rugam să o citească, dar să mi-o spună pe de rost de fapt, dar
întotdeauna, deci, mânecam de plâns. Și atunci el evita ca să mă rănească într-un fel, da? Dar am pătruns, mai bine zis, în esență, sau am cunoscut-o de la sora tatei, care mi-a povestit-o, deci cu toate, fiind deja matură și, mă rog, dacă am plâns, am plâns poate mai mult așa în mine, despre acest caz absolut extraordinar care i s-a întâmplat bunică atunci când s-a pornit din dragoste de casa natală, de dragostea de țară, s-a pornit de la Pădurea Domnească în drum spre Tătărăuca Veche, pentru că acolo era zidit sufletul. Vreau să vă spun că am o obsesie încă și mă gândesc că aș putea, dacă aș avea puteri, ca să scriu despre destinul familiilor care au trecut prin virtejiile astea a sorții. Bunelul meu, Anton, deci așa cum am înțeles, a fost milionar la Domneasca, având o cârciumă și un han și o ghețărie făcută, deci pentru pești, nu știu ce, dar au venit timpurile și a trebuit să piardă totul, să își casă și masă și să fugă și să se ascundă prin râpi și prin păduri ca să nu fie dus în Siberia. A avut norocul să nu fie dus în Siberia, dar tata a fost trimis la 8 ani de zile pentru că era considerat un element periculos la în Kemerovo, unde se scoteau cărbuni și se făcea altceva pentru reeducarea prin muncă. Dar zic, în spatele familiei, trecutului nostru, sunt foarte multe drame și foarte multă viață care ar trebui evocată, poate. Și poate că odată, poate cândva, dacă nu eu, altcineva ar trebui să o facem, pentru că este datoria noastră. În afară de câteva romane, în special cele scrise de Vladimir Beșleagă și alți autori, bineînțeles, mă gândesc și la Aureliu Busuioc, avem această datorie față de neamul nostru de a întoarce, mă rog, ceea ce a pierdut, dacă vreți, și demnitatea de altă dată, și dramele prin care, adică să evocăm dramele prin care a trecut și prețul pe care a trebuit să-l plătească câteodată gratuit, fără ca să fie vinovat. Zic, de la Tătărăuca Veche, dar și din Siberiile mai puțin favorabile spiritului basarabean de multe ori, să ne întoarcem la Paris, unde o regăsim în romanul dumneavoastră pe Aurora Cornu, cu care știu, așa, din culise, aveți o frumoasă amiciție. Ați scos-o cumva din rând, ați pus lumina pe ea și e și ea un personaj al acestei cărți. Aurora Cornu, pentru cei care ne privesc, amintim, e un nume care a putut să plece dintr-un spațiu românesc mai puțin favorabil și el atunci, să ajungă la Paris și cumva să ocupe un loc în imaginarul nostru axiologic, dar și să cumva să se facă observată în acel mediu cultural în care a plecat. Cum este Aurora Cornu și știu că țineți legătura, cum a ajuns în acest roman? Da, am descoperit-o alături de, pe Aurora Cornu, alături de alte personalități românești de care mi-am propus ca să le cunosc când am ajuns la Paris. S-a stabilit între noi o relație umană foarte caldă. Am fost la invitația ei în America, pentru că Aurora mult în timp își împărțea viața între Paris și New York. Am stat câtva timp, i-am cunoscut cărțile, am cunoscut scrisorile frumoase pe care le scria Marin Preda, am cunoscut foarte multe lucruri din viața ei personală, de altfel destul de tumultoasă, dar în același timp și dramatică.
Soțul, după divorțul de Marin Preda, Aurora Cornu s-a căsătorit cu Aurel Cornea, deci observați numele care se aseamănă, un cameraman la televiziunea franceză care a fost luat prizonier timp de 11 luni în Liban și a fost a stat cu fiare la picioare, după care a fost eliberat grație efortului care Aurora l-a făcut pe lângă autoritățile franceze, dar oricum ele erau alertate. În urma acestui eveniment, familia s-a apropiat foarte mult de Jacques Chirac, care, așa cum spuneam, a fost și naș de cununie la căsătoria lor religioasă și au păstrat o relație foarte strânsă. Aurora a avut această deschidere și are această deschidere spre universalitate. Ea a știut să adune în jurul ei oameni foarte special. A făcut un film unde și-a jucat rolul ei, adică unde a fost ea însăși, deci cu Romer, deci vestitul Romer, un film care a intrat în Fonoteca de Aur a televiziunii franceze. Ea însă și-a făcut un film în Londra, mă rog, tot sub egida lui Romer. Deci a fost prietenă apropiată cu Giacometti, cu personalități absolut excepționale. Era și timpul, știți, de multe ori există perioade în viața spirituală a unui popor când toate muzele parcă se întâlnesc, totul este, aerul este parcă transparent și plin de foarte multă energie creatoare. Uite, Aurora a avut aceste anii 60, anii 70, sfârșitul anilor 60-70, deci a nimerit în această efervescență culturală pariziană care se întâmpla și în literatură și în cinema și în teatru și în pictură, peste tot. Și a avut noroc că a se încadra de minune, deci, în această fierbere. Nu mai spun un lucru foarte important, prezența, dimensiunea românească în acea perioadă la Paris era una foarte importantă. Să nu uităm că era prezent Eugen Ionescu, care a lansat Teatrul Absurdului și care a fost un eveniment absolut fascinant. Era Mircea Eliade, care a venit în romanele sale cu dimensiunea sacrală, despre care, mă rog, ar fi bine să pomenim astăzi, și care a fost absolut primit cu foarte mult entuziasm de către intelectualii francezi. Să nu uităm Clézio, care este laureatul Premiului Nobel, câtă admirație a vorbit despre Mircea Eliade și vorbește. Era perioada filmelor sacrale pe care le făcea Paul Barbaneagră la Paris și care 12 filme sacrale în care vorbea despre Notre Dame, despre Versailles, despre alte monumente importante din lume. Și deci bineînțeles că în această efervescență culturală Aurora deci era un personaj, adică reușise să fie un personal pentru că aducea cu sine și asta această doză de mister, de misticism din Est. Deci chestiile astea sunt foarte importante. Deci pentru că mai mult decât oricine, oamenii de creație își dau seama că o operă sau însăși inspirația păstrează ceva enigmatic. Și trebuie să spun, Lucreția, că acest personaj sporește enigma, taina cărții, îi aduce o plusvaloare cu siguranță și mi-a plăcut foarte mult faptul că ați știut să aduceți atâtea elemente aparent eterogene, dar să nu faceți o salată. E o scriitură integră, o scriitură bine gândită, coerentă, nu e fragmentară, nu sunt rupturi care să deranjeze. E o carte elegantă, vreau să spun, Lucreția,
De altfel, la fel și autoarea este o ființă elegantă care pe mine m-a fascinat de cum v-am cunoscut. Așa s-a întâmplat că ne-a întâlnit literatura, da? Literatura mereu a fost pretextul în care ne-am întâlnit. Ziceam, o singură dată ne-am întâlnit într-o vacanță, dar și atunci am discutat despre literatură. Eu vreau să vă rog să vă adresați către utilizatorii Bibliotecii Centrale cu un mesaj, poate cu o mărturisire personală, ceva care să se bucure de această întâlnire virtuală, pentru că astea sunt timpurile, asta este situația noastră sanitară. Vă rog. Pe post de scriitor, bineînțeles că ne-aș dori ca cititorii bibliotecii dumneavoastră să ajungă și la cartea Misterul de Est atunci când, mă rog, ar dori să citească. Pentru că sunt sigură că această perioadă pe care o traversăm actualmente și care devine de multe ori insuportabilă, această pandemie, da? Există mai puține posibilități ca să ne lecuim singurătatea, angoasele, dar cartea, cred eu, că rămâne unul din prietenii noștri fideli de ieri, de astăzi și sper cu tot din adinsul și de mâine. Vreau să vă spun că, venind de la Paris acum, am fost martură la niște evenimente care m-au bucurat foarte mult. Au fost închise, cum știți bine, restaurantele, cafenelele, foarte importante pentru, pentru lumea franceză. Și în prima etapă au fost închise și librăriile. Atunci s-a întâmplat un lucru absolut fascinant, când atât librarii cât și cititorii au făcut grevă și au cerut autorităților franceze se deschide librăriile și bibliotecile. Pentru că tot așa cât de importantă este hrana pentru corpul nostru, deci alimentele, tot atât de importantă este și hrana spirituală, tot atât de importante sunt și cărțile. Și atunci când, în definitiv, s-a ajuns la hotărârea ca librăriile și bibliotecile să fie deschise, lumea parcă a răsuflat mai ușurat, pentru că nu suntem singuri pe lume, pentru că nu putem să rămânem fără această companie absolut fascinantă a cărților, unde ar fi bine să poposim cât mai des, pentru că, indiscutabil, contactul cu cărțile ne face viața mai frumoasă, mai plină și, de ce nu, mai optimistă. Asta vă doresc, optimism și sănătate ca să putem trece cât mai curând într-o viață normală. Dragi prieteni, la Dele Scriitorilor a fost invitată prozatoarea, scriitoarea Lucreția Bârlădeanu, o scriitoare importantă. Îi căutați cărțile, în mod special vă îndemn să-i căutați ultimul roman, Misterul de Est, o carte fascinantă, o carte în care elemente ale cotidianului sunt amestecate cu elementele sacrului, misterului. Căutați cartea, citiți-o, citiți cărțile cele mai bune. Viața este prea scurtă.